Debut de an cu nu se poate mai bun și mai frumos pentru Mioveni, care iată a intrat pe harta Guinness Book. Ce înseamnă această recunoaștere sau certificatul primit pentru comunitatea din Mioveni? În primul rând, înseamnă atragerea atenției asupra acestei comunități și sperăm să fie un punct de interes pentru cei care vizitează orașul Mioveni. Iată că cea mai mare lingură de lemn se află la Mioveni. Primul record a fost stabilit în India. Lingura avea o lungime de 12 metri. Noi ne-am propus să realizăm o lingură cu o lungime de 16 metri, dar ne-am depășit propriul record pentru că, până la urmă, lingura a ieșit de 17,79 metri lungime și o grosime a căușului de 1,5 metri. A cui este opera și înainte de a spune a cui este opera, cui a fost inițiativa realizării unui astfel de obiect artizanal? Păi, ca să vă spun cum ne-a venit această idee, eu îmi doream să duc Mioveniu în cartea recordurilor și nu știam cum. După ce meșterul Ion Rodoș, care este colaborator al Centrului Cultural Mioveniu, a venit să-mi spună anul trecut că a câștigat locul întâi pe țară pentru cel mai bun meșter, pentru o colecție de linguri de lemn. Stând de vorbă cu dumnealui, am zis, hai să facem cea mai mare lingură de lemn. Și bineînțeles că lingura noastră nu este numai o simplă lingură, este un obiect de artă, pentru că pe coada ei sunt gravate motive tradiționale românești, flori și cruci, care simbolizează, pe de o parte, faptul că orașul Mioveni este un oraș cu o populație majoritar ortodoxă, iar florile simbolizează tinerețea orașului Mioveni. În vârful cozii se află inscripționată și sigla orașului Mioveni, așa că dacă cineva o să ne o fure, putem să o găsim. E dacă acum Miovenul va fi recunoscut nu doar prin prisma uzinei de automobile Dacia, ci și prin, iată, prin cultură, practic. Este un obiect care va fi păstrat într-un loc anume sau mă refer la lingura de lemn? Da, așa este. Orașul Mioveni este un oraș recunoscut prin prezența fabricii automobile Dacia. Este un oraș cu două distinții europene, cu o diplomă de onoare, un steag al Europei pe care l-a obținut anul trecut și iată că anul ăsta cu un record mondial, această frumoasă lingură de lemn. Până la sfârșitul verii, lingura va rămâne în același loc, respectiv în fața Centrului Cultural Sediu Vechi, corpul B al actualei noi instituții, pentru ca ea să fie tratată de meșterul Rodoș, după care ne vom gândi unde ar fi cel mai bine să fie expusă. Prima noastră idee a fost ca ea să fie dusă lângă Muzeul Etnografic Constantin Năstase, care se află în Cula Racovița, pentru că înăuntru nu încape, este mai înaltă decât chiar muzeul nostru din oraș. Mai aveți și alte obiective la fel de îndrăznețe? Bineînțeles că vom continua. Încă nu sunt așa foarte hotărâtă dacă să mergem pe obiecte tradiționale și să încercăm din nou să intrăm în cartea recordurilor sau să realizăm împreună cu cei de la Penitenciarul Colibaș cel mai mare ou din lume, ou care o să-l facem pictat, care la fel va fi un obiect de valoare. Ce alte evenimente importante pe latura culturală vor mai avea în loc anul acesta la Mioveni? Ne vom derula toate proiectele care sunt deja cu tradiție, festivalurile recunoscute, Festivalul Național de Teatru pentru Copii Ludicus, Festivalul Național de Folc, zilele orașului, care anul acesta le vom sărbători pe 29 iunie, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Și bineînțeles că vrem să venim cu proiecte mai îndrăznețe, un festival internațional de folclor pentru copii și multe alte surprize pe care o să le anunțăm la momentul potrivit, pentru că dorim ca o parte din activitățile noastre să le derulăm cu finanțare externă. Spre exemplu, acum lucrez la niște proiecte pe fonduri norvegiene. Am înțeles, v-ați mutat și în casă nouă. Cum este în noua locație? Da, ne-am mutat și în casă nouă, grație Consiliul Local, care a făcut o investiție destul de importantă pentru copiii din orașul Mioveni, pentru ca ei să-și desfășoare toate cursurile și toate activitățile culturale în condiții cât mai bune. Iată că orașul Mioveni are această nouă instituție, Centrul Cultural Educativ, în care funcționează de fapt două instituții, Centrul Cultural și Clubul Copiilor, o clădire multifuncțională cu 12 săli de curs, cu sală de spectacol cu capacitate de 200 de locuri, cu sală de conferințe, cu biroul pentru personal, o clădire foarte modernă care
așa cum am spus, va fi pusă la dispoziția copiilor și a tinerilor din orașul Mioveni. Câți copii sunt angrenați în momentul de față în activitatea centrului nou? În activitatea centrului cultural sunt 600 de copii care sunt înscriși deja la cursurile noastre, plus încă 250 de copii ai clubului elevilor. Deci aproape 1000 de copii sunt beneficiarii ai acestei clădiri. Se poate vorbi în viitor apropiat și despre o Academie a Tinerilor Vedete la Mioveni? Da, nu este o idee rea. V-am spus, dorim și încerc să găsesc proiecte cât mai noi, cât mai interesante, de care comunitatea locală să fie mândră. Mulțumim frumos!